Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM. Astăzi vorbim despre un oraș mic, dar impresionant, aflat la Dunăre și care datează din epoca romană. Poate fi considerat și locul de naștere al actualei civilizații românești, deoarece pe aici au intrat romanii să invadeze Dacia, în urmă cu aproape 2000 de ani. Este vorba despre Drobeta Turnu Severin, iar primarul acestui oraș, domnul Marius Creciu, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, domnule primar, și mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Salut, Mona, cu mare drag. Frumos oraș aveți. Trebuie să recunosc că am fost în toamna trecută în Drobeta și am rămas cu sufletul la el. Astăzi însă vreau să vorbim despre mediu așa verde în față. Sunteți pregătit, da? Sigur că da. Pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este foarte important și 10 deloc important, pe ce loc se află mediul în prioritățile administrației locale Drobeta Turnu Severin? 1, foarte important. Wow, sunteți primul primar care spune asta. E foarte bine. Adică eu mă bucur foarte tare, dar este să vedem dacă este și așa. Cât de verde este transportul public în orașul dumneavoastră? În acest moment, flota care deservește orașul are un număr de 30 de autobuze, dintre care avem 9 electrice în acest moment și am mai depus încă un proiect pentru 5, deci dacă și cu siguranță vom reuși să luăm și pe acest proiect, vom ajunge la 15 autobuze, toate pe fonduri europene, adică jumătate din flotă este electrică. Piste de biciclete aveți? Da, avem 11 km de piste de biciclete și mai avem încă 2 în implementare. Urmează în perioada următoare să înceapă și acest proiect. Stații de încărcare, mașini electrice? Avem în implementare un proiect de 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice. Din păcate, orașul este mic pentru că am mai avut încă un proiect la care am renunțat că efectiv nu avem unde să le mai punem. Am înțeles. Deci Încă n-aveți. da, urmează în acest moment, este în implementare, este câștigat, urmează doar să-l implementăm, lucrăm la ei. Angajații primăriei au mașini hibrid sau electrice măcar? Sunt și angajați ai primăriei și cu mașini electrice. Să știți că a început să crească, nu știu să vă dau un număr acum, dar faptul că nu se plătește impozit a atras o parte din cetățeni să vină către zona electrică. Sunt stații de încărcare electrice în oraș, dar cele ale primăriei sunt cele care deservesc în acest moment autobuzele electrice. Dar dumneavoastră aveți mașină electrică? Hibrid. Hibrid, tot e bine. Da, da, da. În cât timp poți să traversezi Drobeta Turnu Severin într-o zi obișnuită în care trebuie să-ți faci și toate activitățile normale, sociale? Să mergi la serviciu, să duci copiii la școală, să faci cumpărături, eu știu, poate seara să mergi la teatru. Aveți o zile de teatru superb acolo. Da, mulțumesc. Nu v-am spus că avem și 12 intersecții semaforizate inteligent, făcute tot de curând, terminate. În acest moment, orașul, dacă vii dinspre, nu știu, Craiova și vrei să traversezi orașul pe Bulevardul Tudor Vladimirescu, pentru că avem această semaforizare inteligentă, se traversează undeva între 10 și 12 minute. Asta dacă nu oprește, dacă ești Dacă un cetățean al orașului și vrei să-ți faci nu oprești, da. O oră de vârf? Noi zicem că undeva între 45 de minute și o oră să-ți iei copilul de la școală. Acum depinde și cât stai la cumpărături. E important că dacă stai mai mult, dar în general nu avem decât 2 ore mai delicate, orele 7:45, 8:15 dimineața și în jur de 16:17 după amiaza, când este se pleacă de la serviciu. Turnul Severin are un avantaj. El a fost, orașul modern a fost construit relativ târziu, pe la 1831, după planurile unui arhitect francez, el și Brăila Villacroix se cheamă arhitectul, cu străzi paralele și perpendiculare pe Dunăre. Și atunci lucrurile sunt destul de ușoare în orașul nostru. E adevărat, acum facem și noi eforturi, pentru că ele au fost construite pentru un anumit număr de mașini și pe timpul trecut comunist, dar încercăm prin această semaforizare, prin această urbanizare să
facem ceea ce trebuie să facem pentru numărul mare de mașini, să găsim o fluență a traficului, să ne ajute, așa cum spunea dumneavoastră, pentru a fi cât mai rapid traversatorul. Având în vedere că e un oraș mic, oamenii ar putea să meargă și pe jos sau chiar cu biciclete, deci, na, cred că aici trebuie să vă orientați mai mult. Ei, deja în acest moment vreau să vă spun că avem un proiect în care am achiziționat, cred că 245 de biciclete cu stații de plecare din diferite puncte ale orașului. Biciclete care pot fi folosite contra costei adevărat, dar pot fi folosite de cetățeni, tocmai 240 de biciclete, tocmai în ideea de a-i sprijini pe cei care nu au să folosească acest mijloc de transport. Bun, managementul deșeurilor. Câți locuitori beneficiază în acest moment de infrastructura necesară pentru colectarea separată a deșeurilor în orașul nostru? Toți locuitorii orașului beneficiază de această infrastructură. Din păcate, nu toți o folosesc și aici avem o problemă destul de mare pe care trebuie să o spunem. Adică, cum spunem lucrurile bune, trebuie să le spunem și pe cele mai puțin bune. Faptul că am venit cu colectare selectivă, cu acele cubele pentru colectare selectivă, din păcate, marea majoritate a lor au fost umplute cu gunoi menajer, chiar dacă acolo scria hârtie, scria. Educația ați făcut campanii de educare? Am făcut campanii de educare, chiar am investit ceva bănuți în aceste campanii de educare. N-au prea funcționat, dar ne gândim și la o altă campanie puțin mai dură, în care avem în acest moment un proiect pe PNRR, tot pe fonduri europene, pentru montarea de insule ecologice. Avem 110 deja câștigat, 75 în urmează, supraterane și 37 subterane. După ce vom moderniza aceste țarcuri de gunoi, cum le avem noi acum, insule ecologice, să le spunem, vom veni și vom pune camere de luat vederi, vom veni cu poliția locală să încercăm să educăm și Deci nu dați puțin. amenzi, încă nu veți da. Nu dau încă nu dăm amenzi, Campanie. dar vom face o campanie puternică. După mergem și pe amenzi, să știți. Deci Păi sunt foarte bine. hotărât să facem și asta. Spațiu verde, aș vrea să-mi spuneți care este suprafața totală a spațiilor verzi din Drobeta. Deci în acest moment cred că avem în jur de 170 de hectare Și de spații verzi. indicele de spațiu pe cap, de spațiu verde pe cap de locuitor? Cred că undeva, nu știu să vă dau o cifră exactă, dar undeva ne apropiem de 30 de metri pătrați. Deci depășiți media europeană, ziceți Da, dumneavoastră. da. Registrul. Atât, 156.000 de hectare, acum nu mai știm nici câți locuitori avem. Deci aici suntem, e cu dus întors că numărul de populație a scăzut, din păcate, ca în toate orașele din România. Registrul spațiilor verzi există? Este Există, funcțional? există, avem și este funcțional. Aici mai sunt, adică mai și venim pentru că am și creat spații noi, dar câteodată mai suntem obligați pentru anumite proiecte de infrastructură să mai și luăm puțin din spațiu Nu verde. face Dar nimic. venim și, oricum suntem obligați, venim și punem la loc. Pentru ce luați spațiu verde? Ca să faceți ce? Probleme în general de infrastructură. Mai sunt, Severinul este un oraș destul de mic, destul de, și ca să poți să mai faci o parcare, să mai faci un trotuar, mai ești puțin obligat să mai smulgi puțin și din spațiu verde, dar nu mult. Aici vorbim de metri, nu vorbim Deci nu de. faceți parcări. Nu, din spațiu verde niciodată n-am făcut. Calitatea aerului se măsoară la dumneavoastră în oraș? Se măsoară, dar nu de noi, ci de protecția mediului, dar știu că mai primim, să zic așa, lunară tot felul de situații, suntem în parametri normali. Eu N-am știu avut toată niciodată lumea. depășiri. Toți primarii mi-au răspuns la fel, dar pe mine mă interesează dacă, eu știu, edilii sunt interesați de cât de curat este aerul din orașul lor. Că așa, sigur, se măsoară. Dar. În general, este în, să zic așa, în mijlocul orașului o aparatură care măsoară calitatea aerului. Noi avem în primărie un departament care în general se ocupă de lucrurile acestea și de acolo în general primim informări
că lucrurile sunt în regulă. Noi nu avem noi un aparat care să măsoare calitatea aerului. Primăria nu are. Am înțeles. Eu vă mulțumesc deocamdată. Oprim aici răspunsurile pentru rubrica verde în față, dar continuăm interviul cu primarul orașului Drobeta, Turnu Severin, pe în online. Așa că vă invit să intrați pe YouTube-ul Europa FM sau pe Facebook-ul nostru să vedeți continuarea interviului. Domnule primar, cum stați cu eficiența energetică a clădirilor în oraș? Să știți că foarte bine, noi considerăm că ne-am mișcat foarte bine pe această zonă. În acest moment avem 9 unități școlare eficientizate energetic și încă 7 în implementare. Cu ceea ce am depus acum, vreau să vă spun că grădinițele și școlile generale până în 2029, 90% din ele vor fi eficientizate energetic. Deci am lucrat foarte mult pe această. Blocurile, locuințele Aici oamenilor. avem o problemă. Din păcate, s-a încercat ceva de foarte mult timp, prin 2010, nu eram eu primar, și a fost o problemă cu proiectul respectiv. Nu s-au plătit de către cetățeni partea care le revenea, constructorii au dat în judecată, a fost o situație destul de încărcată. Noi nu avem, primăria nu are banii necesari, cum au alte primării, să pună partea primăriei pentru a putea accesa și a pune partea de ce revine primăriei pentru a accesa fonduri care să ajute la această eficientizare energetică a blocurilor. Este o problemă pe care noi o avem în acest moment. Din păcate, nu am reușit să facem lucrurile în așa fel încât să putem să eficientizăm sau să implicăm și blocurile în acest proiect. Dar clădiri care beneficiază de energie regenerabilă există în Drobeta, Turnu Severin? Clădirii Administrative sau din cadrul administrației publice locale? școlile, grădinițele, aici Au am fotovoltaice? investit. Cum? Aveți fotovoltaice pe aceste clădiri? Da, avem panouri fotovoltaice cred că pe 4 sau 4 și cu 3, 7, 9 unități școlare. Dacă aș întreba un locuitor al orașului dumneavoastră, care este nemulțumirea lui cea mai mare față de dumneavoastră ca primar în ceea ce privește proiectele de mediu sau mediul în general, care Nu credeți că numai este nemulțumirea lui? a lor și nemulțumirea mea este, dar o să îi pun capăt anul acesta acestei nemulțumiri. Este legată de reabilitarea parcurilor centrale, parcuri ce sunt, cred că, aproape de seamă cu orașul nou, adică au undeva peste 150 de ani. Erau foarte mulți bani pentru reabilitare, primăria nu i-a avut, dar anul acesta am reușit să accesăm fonduri europene și în acest an, cred că undeva în jurul verii, vom demara procedura de licitație pentru reabilitarea acestor parcuri. Vorbim de Parcul Rozelor, Gării, Dragalina, cele mai importante, acolo unde ați fost dumneavoastră și ați văzut teatru, sunt și aceste parcuri care vor intra în reabilitare începând cu acest an. Este un deziderat al meu mai vechi de când am devenit primar și cu bucurie anul acesta îl pun în Și practică. acesta este și proiectul de mediu pe care îl vreți, cel mai mare, să zicem, proiect de mediu pe care Exact, îl propuneți pe dar, nou mandat. să știți că lucrăm foarte mult pe această zonă. Mai avem încă două parcuri pe care Valea lui Dinu și încă unul, Parcul Gărzilor Patriotice, ambele pe fonduri europene. Într-adevăr, cele trei parcuri care formează un întreg, avem 10 milioane de euro dedicate, dar și Valea lui Dinu, iar un spațiu care va fi regenerat, tot pe regenerare urbană, extrem de mare și de important. Noi, în cele două mandate, am făcut patru parcuri noi, luate de la zero.
zone insalubre, pe care le-am transformat în parcuri pentru cetățenii orașului, venind acolo și cu infrastructura necesară, bănci cu Wi-Fi, bănci cu iluminat, încărcat cu panouri fotovoltaice, din zone, repet, din zone insalubre, din zone care nu spuneau nimic cetățenilor, le-am transformat în parc. Nu sunt mari, nu sunt de anvergură, nu vorbim de zeci de hectare, dar adunate undeva pe la 1,5 hectare de spații noi. Îmi place foarte tare să vorbesc cu primarii orașelor despre proiecte. Vezi, nu cred că aveți această obișnuință să vă concentrați pe aceste lucruri, pentru că mi-aș dori foarte mult, pentru că, în fapt, la sfârșitul zilei este despre sănătatea oamenilor și asta contează foarte mult. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult, vă urez succes, să veniți cu Mulțumesc proiecte frumos! mari acolo și să eu o să mai vin la Drobeta să văd cum s-a schimbat. Vă mulțumesc tare mult! Cu drag! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.